acolo sus în pod, s-a spus. Da, da, da. E acolo, nu l-a luat nimeni. Acolo e sus. L-a găsit un băiat. De mai bine de 10 ani, omul își refăcuse viața. Nimic nu prevestea un asemenea gest. Și totuși, de dimineață, fără să se gândească la soarta nepoatei care era cu el în casă, a urcat în pod unde s-a sinucis. În orice clipă, copila de 14 ani putea să aibă aceea soartă. Înțeles că i-a găsit și gazele deschise? Sau? Da, buteria i-a găsit un băiat. Credeți că a cedat asta acum la casă? Sau ce? Tot ce e posibil. Dacă a lăsat, buteria vă dați seama. Bărbatul rămăsese singur după ce, pentru un trai mai bun, fiica și ginerele au decis să plece la muncă în Germania. Cu o zi înainte și-au luat rămas bun de la părinți. Soția omului lucra și ea la Vâlcea, așa că bărbatul a rămas singur cu nepoata. Era în casă? Da, era și fata, era în casă, și băiatul. Și fata și băiatul. Și fata și băiatul. Am venit să-i fac mâncare. Nu știu, dar vă dați seama, dacă i-a dat foc la butelie, ca să dea foc la casă. Păi ce-ar fi avut cu nepotica? Nu știu, mai sigur. Dar putea să o pățească și ea dacă dădea foc. Da, bineînțeles. Lua acasă foc. Atât soția cât și copiii plecați în străinătate au aflat de la o rudă despre nenorocire. Acum urmează să se întoarcă ca să rămormânteze.